România, județul Gorj, orașul Târgu Jiu. Aici există de 80 de ani ansamblul monumental realizat de Constantin Brâncuș, cel care a revoluționat sculptura lumii în secolul 20. Ansamblul de sculpturi monumentale este realizat la comanda Ligii Femeilor Gorjene din anul 1935 și este închinat memoriei celor căzuți în Primul Război Mondial. Își depășește însă comanda inițială Brâncuș, lăsând aici, la Târgu Jiu, chintesența operei lui. Plecând de la apa Jiului, ansamblul reunește elementele sale într-un parcurs inițiatic. Masa tăcerii, aleea scaunelor, poarta sărutului, orașul, biserica prin altarul căreia trece axul numit Calea Eroilor și apoi măreață, coloana fără sfârșit. Și însuși traseul, călătoria de 1500 de metri face parte din acest ansamblu sculptural, arhitectural și urbanistic. Formele simple, pure, esențiale ale sculpturii lui Brâncuș devin aici temple pentru meditație și bucurie. Închid în ele și deschid sensuri ale morții, ale nașterii și ale vieții. Masa tăcerii este punctul de plecare în această călătorie. Două discuri late, de piatră, alcătuiesc o simplă masă a cărei față seamănă cu suprafața lunii. 12 scaune clepsidră, două jumătăți de sferă, opuse una alteia, înconjoară perfect masa. Îndeamnă la tăcere, meditație și reculegere. Drumul poate începe. Străjuit pe o parte și pe alta de 30 de scaune, a căror formă capătă unghiuri molatice. Poarta sărutului este rezultatul unei serii care începe în 1907. Monument funerar cu 40 de ideograme ale sărutului prinse într-o horă încremenită. Deopotrivă închinat trecerii și exploziei vieții în unitatea celor doi ochi opuși unul altuia sau a două celule care se vor contopi în naștere devenind una, ca apoi să se dividă la nesfârșit. După poartă, intrăm în oraș, transformându-se tot timpul. Orașul este prins în această axă numită Calea Eroilor. În loc să placeze monumentele sale în oraș, Brâncuș pune orașul în mijlocul ansamblului său monumental. Biserica a fost pe acest loc din 1777. Reconstruită începând din anul 1927, este integrat în axul pe care l-a și determinat, iar axul imaginar trece prin altar. Călătoria se încheie cu coloana fără sfârșit și ea rezultatul unor căutări de ani de zile. Înaltă de aproape 30 de metri, veritabil axis mundi,
Coloana monumentală din fontă și oțel leagă pământul de cer ca o scară pe care se urcă sau se coboară. Brâncuș nu ne-a oferit explicații despre ansamblul de la Târgu Jiu. Genialitatea sculptorului a permis fiecăruia dintre noi să găsească interpretări proprii. Îndemnul său este următorul. Nu căutați formule obscure, nici mistere. Eu vă dau bucurie curată. Priviți-le până le veți vedea. Cei mai aproape de Dumnezeu le-au și înțeles.